Bună seara și bine v-am găsit la lecția numărul 5. Pentru astăzi mi-am propus să continui prezentarea echipei de seniori, protagonistul fiind Mircea Părligras. De când îl știu eu pe Mircea Părligras, a avut un repertoriu foarte bun, bine pus la punct, mai ales că pe vremea respectivă, alături de Costică Lupulescu, se pregătea cu domnul Ghindă, de la care sunt convins că a avut foarte multe de învățat. Din ce îl țin eu minte, a jucat Nimzovici, cred că de pe la început. Asta l-a transformat într-un jucător strategic foarte bun. La alb, era foarte agresiv, asta țin minte. Era destul de neplăcut să joci siciliana contra lui. Știu că avea foarte multe planuri de atac. Era foarte bun pe atac cu albul. Și de asemenea îi plăcea să calculeze. Nu puteai nici să te bați cu el în clinciuri tactice. Per total avea tot, deci avea repertoriu bun, joc strategic învățat de la Nimzo ăla, cred că de acolo i s-a tras foarte mult, și în rest agresiv când se putea, deci când avea nevoie era agresiv. Acestea au fost atuurile lui pe vremea când l-am cunoscut eu ca junior. După aceea, bineînțeles, stilul lui s-a schimbat, să zicem, s-a desăvârșit, că normal, a mai învățat foarte multe și probabil și-a dublat și-a triplat repertoriul, nu știu cât de multă teorie am mai învățat. Cu toate astea, să zicem, aceste trei aturi au rămas. Și anume, faptul că are teorie bună, este un strateg desăvârșit și știe să calculeze foarte bine atunci când poziția o cere. Acum, pe engleză se zice că your biggest strengths are your biggest weaknesses, ceva de genul ăsta. Pe română, punctele tale forte, aturile tale se pot dovedi punctele tale cele mai slabe. Întrucât, și o să încerc să țin discuția numai la șah, să nu dau alte exemple, dacă eu, de exemplu, am o teorie foarte bună pe care o joc cu cineva, întrucât eu sunt un teoretician foarte bun, sunt mulțumit. Numai că o pot juca cu unul care știe și mai multă teorie decât mine. Eu știu până la mutarea 20, acolo unde aprecierea este egalitate. El știe până la mutarea 25. Și ce fac când are 5 mutări? Mă descurc sau nu mă descurc? Aici sunt probleme. Cel mai bine era să nu știu cele 20 de mutări. Nu știam teorie deloc. Nu aveam problema asta. De asemenea, eu știu să calculez foarte bine. Sunt foarte bun tactician. Calculez o linie și mă opresc. Dar joc cu unul care calculează și mai bine. Ăsta mai merge 2-3 mutări. Mă poate păcăli. Sunt un strateg desăvârșit, dar joc cu Kramnik. Iarăși probleme. Vom vedea diferența dintre aturi și slăbiciuni, pentru că ele sunt pe acolo. Apoi, în prima lecție, când m-am apucat să prezint echipa națională, am zis că voi încerca să-i prezint pe băieți într-o lumină favorabilă, desigur, folosindu-mă de partidele recente. Acum, problema lui Mircea este că anul acesta el a pierdut 50 de puncte elo. Și era imposibil să-l prezint perfect, să-l vă arăt eroul Mircea Părligras. Așa că îl vom vedea uman, cu greșeli, cu nerealizări. Exact cum este viața unui șahist profesionist, pentru că nu este mereu numai cu urcușuri, sunt și coborâșuri. Și juniorii pleacă de la 1000 și câtva elo, nu știu ce, și tot cresc, 1600, 1800, 2000, 2000, dar nu, la un moment dat se pot opri. La un moment dat poate să ajungă la 2200, după care să o ia în jos un an, doi, să zicem, și iară să crească. Deci e normal. După aceea o să mai vedem cum se pierd punctele elo total aiurea. Punctele elo se pierd total aiurea din anumite motive. Există suficiente. Spre exemplu, ne pică ceasul într-o poziție în care pur și simplu n-am apucat să facem mutare. Sau nu vedem o amenințare la ultima mutare, după ce ne-am apărat bine o întreagă partidă, ăla ne face ceva, eu nu reacționez cum trebuie și am pierdut o parte de 70 de mutări, să zicem, pe ultima mutare. E ghinion. Nu știm un final teoretic. Ajungem într-un final teoretic, să zicem o fortăreață, în care eu nu știu că e fortăreață, adică e remiză, și cedez. De asemenea, apropo de cedat, Sabo Gergely a cedat într-o poziție de remiză cu Kirill la un moment dat. A cedat pur și simplu. Deși poziția era 0-0, dar el a cedat. Practic, deși rezultatul corect ar fi fost remiză, el a pierdut partida. Și înseamnă că a și pierdut punctele elo de pomană.
Cu toate astea, deși am pierdut un anumit număr de puncte, întrucât le-am pierdut printr-un accident de nerepetat, să zicem, noi ne păstrăm aceeași valoare. Pentru că eu dacă am greșit la ultima mutare într-o parte lungă de 70 de mutări, nu pot să zic că merit să pierd 5 puncte elo. Dacă n-am știut un final, iară, nu merit 5 puncte elo să pierd. Merit să pierd, normal, dar nu așa de mult. Și cu toate astea e clar că acestea sunt accidente. Și vom vedea și în partea numice câteva accidente sau posibilități de accidente. Important este că ele se întâmplă, este normal să se întâmple, dar le vom considera accidente, valoarea mea e aceeași, rămânem la fel de fericiți. Și acum să vedem câteva dintre partidele lui Mircea. Pentru început vom vedea partida lui Mircea cu Șirov din meciul cu Spania. S-a jucat o slavă, sistemul Meran, cu damă C2, se mai poate cu damă, cu nebun de 3. Până aici e teorie, este destul de jucat. Mutarea care, să zicem, face un pic diferența este acest cal H4. De obicei, mutarea care se joacă mai mult e cal D4, doar că albul e posibil să aibă ceva probleme pe acolo, întrucât urmează cal E la G4, G3, după aceea cumva negru știu că face și o presiune spre pionul din F2, cu ceva nebun C5, damă B6, o chestie de genul ăsta. Sunt ceva probleme pentru alb pe linia cu cal D4 momentan. Mircea a jucat cal H4. E o mutare destul de interesantă, zic eu. Vrea să intre la F5, vrea să dea F4, E5, furculiță, are câteva amenințări. Cu toate astea, e un pic pe margine și din cauza asta se poate expune anumitor lovituri tactice. G6 ca să țină câmpul F5, F4 în cal, cal G4, E5, furculiță, oricum negru nu pierde piesă, pentru că are acest nebun G5, șah intermediar, rege H1 și acum lucrurile se vor complica un pic, dar deși sunt complicate și da, apare destul de spooky să joci în felul acesta, o să vedeți că fiecare se bazează pe ceva. În cal F2 șah, turnia la F2, nebunia la F2, atacând calul din H4, retur la loc pe F3. Pe ce se bazează? În primul rând, Șirov se bazează pe faptul că el a mai jucat o partidă fix în poziția aceasta, iar Mircea se bazează pe faptul că, probabil asta este o teorie comună cu Lupulescu, pe care o făcut-o împreună sau o au împreună și Lupulescu deja a jucat-o. În partea lui Costică, adversarul i-a jucat cal G4, iar Costică nu a reușit să se adapteze imediat schimbării cal G4, care probabil nu făcea parte din pregătirea lor, întrucât nu este mutarea cea mai bună din poziție și atunci probabil că nu a știut de acasă Costică. Și din prima nu s-a descurcat. Deci mutarea corectă fiind cale 4, Costică a jucat trebuia cale 4 C5 cu joc complicat. Costică a jucat din prima greșit cal G5. Cal G5, cale 3, după aceea, după cum a continuat partida și anumite mutări de calculator, negru a jucat C4, după nebun de 5, însă negru stă clar mai bine. Ceea ce înseamnă că toată teoria pregătită de Costică și jucată cu Stefansson, cel mai probabil i-ar fi adus un mic dezavantaj, pentru că el era foarte bine pregătit, dar nu știa cal G4, nu s-a adaptat cum trebuie la schimbarea de cal G4, n-a știut cum să continue exact cu cal E4, instantaneu a greșit prima mutare imediat cum a ieșit în teorie și ar fi ajuns în mod normal într-o poziție mai proastă. Nu contează dacă pierdea sau nu pierdea, asta nu știm. Dar ideea este că el nu s-a descurcat, pentru că poziția este foarte complicată. Acum să-l vedem și pe Șirov. Șirov a jucat cal D5 în partidă, Mircea F5, Mircea urmărește partida lui Șirov cu Sandipa. În acea partidă Șirov a jucat C5, care se dovedește a fi o mutare greșită, întrucât albul are calea la B5. Se ia un pion, albul stă mai bine conform liniei pe care am dat-o și pe acolo, totul e ok. Doar că în partida respectivă Sandipa, la fel ca și Costică Lupulescu în exemplul precedent, nu s-a adaptat imediat
să joace mutarea corectă calbe 5 și a făcut nebun G5, care e proastă, și deja după cale 3 și încă câteva mutări, negru a preluat avantajul. Deci este genul de poziție în care cu albul, dacă știi absolut toate continuările, dacă știi toate mutările, obții avantaj. Dar dacă nu știi, ajungi să stai mai rău. Spre exemplu, sunt aceste două partide, pentru început, aceste două partide, Lupulescu cu Stefansson și Sandipan cu Shirov, în care albul, neștiind prima mutare, a ajuns să stea clar mai rău. Poziția asta cu siguranță a fost pregătită de Mircea și cu siguranță că avea de acasă în continuare pentru anumite continuări. Spre exemplu, dama B6 mi se pare mie de departe mutarea cea mai complicată, cea pe care cu siguranță că o avea Mircea. Nu știu exact să vă spun la calce 3 dacă avea sau nu avea, nu știu. Cert este că Shirov probabil o fi studiat și el singur partida, normal că a jucat-o acum 3 ani de zile. Normal că și-a studiat-o. El și-a dat seama că la C5 ar fi urmat cal B5, așa că face o decizie logică, părerea mea. Elimină calul din C3 pentru apoi să joace C5, să dea drumul la nebunul din B7. Dar în același timp să nu mai atârne pionul din B5 pe idei de cale la B5. Nebunia B5 nu pare atât de sănătoasă, că oricând poți să bat pe F3, să stric pionii sau chestii de genul ăsta, nu prea îți vine. În partidă, Mircea a continuat cu nebun G5, care mi se pare că era o mutare rezonabilă. Dama B6, în principiu, dama B6 are scopul, aici l-am pus, de obicei ține cum trebuie pionul B5 și protejează pe F2. În partea noastră nu mai are nevoie chiar de mult să țină pe B5, că nu contează atât de mult pe noastră pe B5 dacă nu poți să iau cu calul, dar la un moment dat dacă reușesc C4, din nou îmi protejez nebunul de pe F2, o să vedeți că acesta va fi un motiv tactic. Mircea a continuat cu feia la G6 să deschidă jocul cât de mult poate și probabil continuarea cea mai bună pentru negru era să bată cu H-ul, dar probabil că i-a fost frică cumva, întrucât după tură F1 o să ia nebunul, albul ar fi băgat un nebun pe aici, pe F6. Și nu știu ce să zic, nu prea e tentant să joci genul ăsta de poziție. Dacă nu apuci, nu mi-e clar exact dacă albul ar reuși să vină cu dama pe H6. Dar regele ăsta e foarte în nesiguranță. Și negru trebuie să fie exact aici ca să se apere. Și probabil că Shirov nu și-a dorit chestia asta. El a făcut feia la G6, care problema este că el va reuși să vă explice că e o mutare bună. De ce? Pentru că în mintea lui beneficiile sunt mai mari decât riscurile asumate. Riscul asumat este că și-a deschis diagonala către rege, diagonala a 2 g8. Beneficiul este că s-a deschis tura din F8, care poate la un moment dat să protejeze nebunul din F2. La un moment dat. Cu toate astea, numai din cauza faptului că și-a deschis diagonala, el va permite următoarea lovitură tactică pentru a tur F1, cum a jucat Mircea, în momentul ăsta albul este câștigat. Iar în caz că și apără nebunul în mod natural cu C4, pățește turn F2, dama ia F2 și nebunia C4 și aflind descoperire, lucru care se datorează în special absenței pionului din F7, pentru că a bătut cu F-ul pe G6. Dacă bătea cu H-ul, chestia asta nu se putea. Bun. Cel mai probabil că în momentul în care a pățit turn F1 și a dat seama că nu merge C4, nu știu exact, că și Shirov ăsta vreo 2700 tot a avut și... Chiar recent am văzut un final de-a lui Shirov în care zici că juca Dumnezeu pe pământ, deci super bun era. Cred că în momentul în care a văzut un F1 pe tablă și a zis firar de ce am luat cu F-ul la G6. Pentru că și-a dat seama că nu merge C4. Dacă lua cu H-ul, merge. Asta e ghinion. Clar, o greșeală foarte mare. Clar, negrul este pierdut. Până aici, să zicem că avem de-a face cu o luptă teoretică, unde amândoi s-au dus până într-un anumit punct, după care mici fluctuații, albul a ieșit însă mai bine. Albul s-a descurcat mai bine. Albul a câștigat duelul teoretic, albul a câștigat, va câștiga material. Deci l-a depășit pe Shirov. Asta e partea bună. Asta v-am spus că la început nu puteam să-l prezint perfect. Dar uitați, l-a depășit pe Shirov, care e un jucător destul de bun. Deci e de bine. Turna e 8 din necesitate. Și acum, cumva, Mircea s-a grăbit să ia nebunul din F2, deși ăsta e clar că vrea să ia pe E5, dacă va fi pe legătură. Poate ceva mai bine era mutarea damă de 2, întrucât, la un moment dat,
Dama de pe D2 protejează nebunul de pe G5 și cumva stă mai natural, stă mai natural. Cumva, însă Mircea s-a grăbit aici. Nu mă întrebați exact cât timp a folosit ca să bată nebunul pe F2, care pare mutarea naturală, dar o mutare de genul Dama de 2 mai răbdătoare ar fi fost mai bună. Ea a jucat turnul F2. Negru a luat turnul E5. Nu merge să bat pe E5 că pierd pe F2 și am probleme după aceea pe linia a doua. Din nou, mutarea Dama de 2 era necesară ca să protejeze nebunul din G5. Cu toate astea, Mircea a jucat o mutare greșită. Nebun H6. La care, din ce țin minte, chiar asta se gândească foarte mult la nebun H6, asta vreo jumătate de oră și deci a pierdut și o groază de timp. A pierdut o groază de timp și a folosit calculul ăla de care am spus eu că e foarte bun, a făcut o greșeală, a pățit combinația turnia la F3, care se bucură de faptul că nebunia la F3 nu merge, întrucât urmează turneu numat. N-a fost în stare să găsească mutarea corectă, gheia la F3, mutarea cea mai bună pentru alb. Întrucât probabil a fost frică de G5 că îi prinde nebunul. Acum albul trebuia să egaleze. Are și un damă B3 șah, interesant, care parcă egalează. Sau mai direct nebunia G5 și turn G2 și clar egalează, că sunt pioni cali. El a mai comis o greșeală, a jucat turnul la F3, la care a pățit nebunia la F3 și G5, nebunul din H6 fiind prins. Mai încolo, o să revin un pic mai încolo. Ce vreau să vă arăt? Este din nou duelul teoretic. Până aici Mircea avea cu siguranță de acasă, întrucât Șirov deja jucase. Deci Mircea văzuse partida cu siguranță, se pregătise și îi pregătise ceva pe mutarea C5, anume calea la B5, evident că îți dă engine-a. Așa. Nu știu exact ce pregătise pe dama B6 sau pe calea la C3. S-a jucat cal C3, BC3, C5. Nebun G5 este o mutare naturală, dama B6 este o mutare naturală, niciunul nu a făcut un efort în plus. Iar aici, după feia la G6, Mircea făcând o mutare naturală, Șirov a greșit cu feia la G6, urmând ca Mircea să facă din nou o mutare naturală, deci fără prea multe probleme, și să ajungă practic câștigat. În momentul în care stăm la cât? La mutarea 23, albul este câștigat. Bag și engine-a, dacă vreți, e câștigat. Turn A8. Și acum urmează Mircea. Dintr-o poziție servită, pe tavă, pe tavă, pe tavă, pe tavă, de către calculator, bază de date și Șirov, dintr-o poziție super câștigată, Mircea a sfectuit-o. Dar nu a sfectuit-o, a sfectuit-o rău. E câștigat, greșeală, rămâne câștigat. Culmea, norocul lui. Greșeală devine egalitate. Încă o greșeală devine pierdută. A avut nevoie de 3 greșeli ca să întoarcă rezultatul partidei. Dar a reușit. Prin 3 greșeli a reușit să piardă partida. Și acum să vedem exact cum s-a pierdut până la urmă partida. Nebunul de pe H6 e aproape prins. A încercat să și-l scoată, doar că Șirov, el calculează destul de bine, a primit acest atac dublu pe care probabil că Mircea nu l-a preconizat, se pierde o piesă. Mai încolo, finalul nu a fost jucat chiar la perfecție de către negru, dar să zicem că oricum era foarte câștigat și și-a permis. El aici a ieșit cu regele pe E6, ca după aceea să vină pe F5 să ia nebunul, în timp ce calculatorul se apără cu regele, deci cu regele, doar cu regele, contra damă și nebun. Oamenii nu prea sunt dispuși să facă chestia asta. Să facă slalom de genul ăsta cu regele e mai greu. Dar calculatorul n-a stres și practic se câștigă finalul. Acum ce am văzut noi? Am văzut o partidă teoretică bună, în care e clar că Mircea știe teorie și se pregătește la teorie. O partidă însă care, imediat cum s-a terminat teoria și și-a obținut avantajul, Mircea a dat cu piciorul. Asta ca să zicem la modul frumos. Întrucât nu s-a adaptat poziției, nu a fost în stare să continue poziția la nivelul tactic cerut de poziția respectivă. Drept urmare, a pierdut un punct întreg dintr-o partidă care se putea oricând, cel puțin știu când am văzut live, eu am crezut că se va termina foarte repede partida respectivă. Și ea chiar s-a terminat. De la mutarea 23, de când mi-era clar că se va termina, până la mutarea 26 s-a terminat partida. În 3 mutări s-a terminat partida. Deci am avut dreptate, numai că nu mă gândeam eu
ar putea pierde poziția. Ghinion. Sunt multe de învățat, mai ales pentru el în chestia asta. Unul la mână este că foarte multă lume se pregătește din punct de vedere teoretic fără să continue acasă poziția respectivă. Te uiți cu calculatorul, îți dă calculatorul plus pe minus, stau mai bine. Ajungi în pari de habar n-ai ce să faci. În două mutări se pierde. Nu mi-a fost, nu e suficient Mircea. Mircea nu e suficient, ca exemplu. Lupulescu și Sandy Ban au jucat același gen de poziție și au greșit la prima mutare, cum s-a ieșit din teorie. Nu e o întâmplare. În pozițiile complicate, incredibil, dar nici mari maestri buni nu joacă precum calculatorul pe care l-au acasă și îi ajută acasă. Păi ce o să-i fac dacă Lupulescu folosește calculator cu 1000 de procesoare? Normal că la partidă nu o să poată să facă cea mai bună mutare precum calculatorul respectiv. Bine, asta se întâmpla în 2015, n-avea acces la supercalculatoare pe vremea aia, dar oricum. Bun. Trecem mai departe. O să vedem o partidă din meciul cu Elveția, din ultima rundă. Mircea joacă, bineînțeles. Ați crezut că joacă altceva? Nu, nu. Joacă Nimzo. Ah, nu, a schimbat. Pentru că la un moment dat Mircea și-a dat seama că în momentul în care adversarul joacă cal F3, un arma lui la vremea respectivă era Indiana Dami. Și țin minte că a avut niște partide în care a suferit atât de mult încât și-a dat seama că aici trebuie să schimbe. Un timp l-am văzut jucând și Benoni. A suferit și pe acolo. A suferit și prin Benoni. Și probabil că ușor-ușor a ajuns la ideea că totuși Gambit Dami fiind o deschidere cinstită, e bine să joace și așa ceva. Gambit de damă, s-a trecut într-o catalană. Sistemul cu nebun de 6 este jucat și de către Bogdan Deac și de Costică Lupulescu și de Istrățescu, mi se pare că l-am văzut jucând. Probabil l-a fi jucat și o dată, dar nu mă bag în seamă cu ei. E încă teorie și acum albul joacă, să zicem, creativ. B3, ca să-și apere pe unul din C4, nu prea am văzut genul ăsta de mutare atât de vreme. Mai încolo, când după ce fac rocada, mai scop piesele B3 să protejeze C4, e normal, dar altfel nu. D la C4, B la C4 și E5 în forță, întrucât Mircea reușește repede să distrugă centrul albului. E3, E de 4 și probabil că nu s-a așteptat aici la mutarea calea de 4. Cred că în bază toți au jucat, sunt câteva partide, toți au jucat ea la de 4, care e mutarea naturală. Și cu o posibilă linie, dama e 7, 7, rege F1. Nu dama e 2 să schimbăm damele penibil, rege F1 să jucăm în continuare. Chit că am regele acolo pe F1, poziția e de joc. Nu mai țin minte exact rezultatele din partidele respective, dar nu e o poziție greșită pentru alb. Cu toate astea, ăsta a jucat o mutare calea de 4, care mie nu mi inspiră foarte multă încredere, întrucât rămâne cu slăbiciunea pe C4, destul de evidentă, și nu e ca și cum se zice că deschiderea coloanei B, deschiderea diagonalei albe ar conta. Cumva eu nu văd decât slăbiciune pe C4, atât tot. Pe termen lung însă, albul are doi pioni care pot merge treptat în centru să ocupe spațiul. Ăștia da. Ăștia ar cam trebui blocați la un moment dat. Mircea cale 5 foarte bine să-i pună deja probleme pe câmpul C4. Dame 2, nebun G4, F3. Nu-l deranjează pe alb F3 pentru că în timp va juca F4 și oricum își face planul. Cal B3. Și acum Mircea face o mutare pe care n-am înțeles-o cu adevărat. Mutarea nebuna 3. Eu n-am înțeles-o. Probabil că amenință ceva, dar personal nu am înțeles. Tot ce m-am gândit este că trebuie să fie ceva legat de câmpul D3 și că de asta practic pleacă cu nebunul din D6, dar n-am fost ferm convins. După aia am văzut idei de nebun B2, dar iarăși nu mi-am dat seama ce vrea să fac cu ele. Mă gândesc că joacă nebuna 3 ca să intre ceva damă de 3 sau cal de 3, șah, depinde ce se poate. Probabil o idee mai bună era să joace damă E7, astfel încât după rocadă mică să-și păstreze opțiunile de rocadă mică sau rocadă mare. Sunt unii care le-ar veni pe aici ideea să facă rocadă mare, nu mi se pare neapărat foarte bună, pentru că am deja o coloană deschisă pe B și deci probleme. Dar după rocadă mică și turn ala de 8, poziția este
rezonabilă. Știu că ar trebui să pară un pic mai bună la negru, întrucât structură. Cu toate astea, albul e foarte periculos, devine foarte periculos cu pionii în centru. Și deci este echilibrată. Nebuna trebuie o mutare care nu știu să-mi o explic. Amețe cald de 3 însă. Ăsta trebuia să facă rocadă mică, unde Mircea probabil ar fi continuat cu damă de 3 să schimbe damele, să bage în final, să rămâne cu slăbiciunea pe C4. Turn de 1, iarăși inexplicabil, n-am putut să înțeleg nici aceste lupte. Practic se ferește de bun B2, altceva nu face. Cald de 3 șah să îl derocheze, rege F1 și rocadă mică. Negrul trebuie să stea în momentul acesta mai bine, întrucât are aproape toate piesele dezvoltate, iar albul are regele la F1 destul de ciudat. Nu stă chiar atât de mai bine, dar stă un pic mai bine. În partea, albul a continuat E4. Acum am notat acolo evaluare și plan de joc pentru negru. Pentru cei care au donat până acum, voi susține o lecție live în care le voi prezenta niște metode simple pentru a face o evaluare și un plan de joc. Acele lecții live vor fi practic restricționate pentru ei și vom lucra aceste teme, să zicem, mutarea 17 în partida cu peletie, vă puneți pauză, cei care veți veni la lecția live, puneți pauză, vă faceți prin metodele voastre cunoscute, vă faceți o evaluare, un plan de joc, urmând ca la lecția live să discutăm împreună despre cum am putea face o evaluare și un plan de joc cât mai bine și cât mai rapid. Deci această temă este specială pentru cei care au donat până acum. Sunt vreo 7-8 oameni până acum. De asta și merge proiectul mai departe. Că știu că mi-a zis cineva că poate nu mai merge. Merge mai departe, pentru că sunt deja suficient de mulți donatori. Probabil când se va dubla numărul de donatori, ori mai intervin niște lecții în plus, ori se poate reduce la jumătate suma de donație, ca se strâng banii. Turne 8. Când vă faceți tema și căutați o evaluare și un plan de joc, țineți cont că voi știți oricum deja mai departe partida. Dar nu înseamnă neapărat că eu asta cer. Nu înseamnă neapărat că cer fix continuarea partidei. Poate aici e un moment în care negrul ar fi putut continua altfel. Nu prezint acum altă metodă, altfelul respectiv, ci când o să avem noi lecția live. Tură 8, decent, nebune 3, cale 5 înapoi pentru că se amenință tură de 1 și pierde calul. Rege F2, Mircea se tot trage cu piesele, nu e clar că face ceva constructiv. Își termină până la urmă dezvoltarea, dar nu reușește să facă suficiente amenințări. Aici joacă mutarea damă 6, care e o mutare normală, care pune presiune pe C4. Pentru cât eu analizez partidele astea cu engina, nu pot să nu trag cu ochiul. Și în momentul în care văd că engina aici îmi sugerează mutarea G5, puțin așa înlemnesc. Pentru că nu sunt capabil de așa ceva, recunosc. Eu nu sunt capabil de o mutare G5 în poziția asta. Dacă aș primi drept exercițiu această poziție, în care, să zicem, mutarea G5 este mutarea corectă și negru stă mai bine, n-am nicio șansă. Este contrar prea multor principii de ale mele ca să pot face o mutare de genul ăsta. Dacă n-aș avea foarte multe principii, mi-ar veni G5 în minte. N-am stat să găsesc cu adevărat scopul mutării G5. Bănuiesc că este legată cumva de împingerea F4, să blochez F4. Poate la un moment dat avea vreo idee să împingă el G4, F4, cal F3. Nu mă bag, nu mă interesează. Mutările enginei nu pot fi explicate mereu. Damă E6 cu atac în pion. Mai departe se joacă partea rezonabil de ambele părți. Cal în C3 nu poate fi luat. Negul are avantajul perechii de nebuni. Nebun G4, întrucât nebunul din H5 nu mai făcea mare lucru. Se folosește de o poantă tactică pentru a-și rezolva o problemă strategică. Nebunul de pe H5 era, să zicem, afară din joc. Folosindu-se de poanta tactică că nu poate fi nebunul luat, își va aduce nebunul înapoi în joc. Nebunul vine pe E6. S-au încercat ceva ce au jucat ei pe aici. Negul avea un mic câștig aici.
Trebuia să se renunțe la perechea de nebuni, turne 1, dama de 3, se ferește de matul pe ultima linie și Agul are probleme pentru că are prea multe slăbiciuni. Și pionul de pe C5, și calul de pe B2, și tura de, și pionul de pe B3 în anumite cazuri. A jucat însă turn B1, suntem la mutarea 29, în principiu cam tot ce este la nivel mare între mutările 25 și 40 sunt greșeli posibile din cauza lipsei de timp. Deci nu prea trebuie să judecăm atât de aspru orice mutare greșită în intervalul acestei mutări. Cal de 3 în damă, damă H5 în H2, damă de 4 era mutarea corectă, ăsta a jucat tot C1. Aici iarăși Mircea ar fi avut o mutare greu de făcut, părerea mea, întrucât e greu să capturezi pionul de pe H2 și să rămâi cu dama acolo. Și totuși există posibilitatea de H5 în ideea că voi veni H4 să-i distrug poziția regiului sau nebun H3 și negru rămâne cu avantaj material. Dar din nou, destul de greu de făcut genul acesta de mutare. Aș juca nebunia la B3 ca să fie sigur. Acum cal de 7, presiune maximă pe pionul din C5, care va pica. Albul dă însă pionul E5 pe de gratis, altfel ar fi pierdut pe C5. Calea la E5, calea B4, damă de 2, H6 foarte bine, să ne facem un luft astfel încât să nu luăm mat pe ultima linie. Negul este câștigat. Damă de 8, H7, damă de 4 în pionul din B4, damă F5 bună, să intru cu dama la C2. Rege D și aici el a jucat puțin inexact mutarea, mă rog, inexact, puțin inexact. A jucat inexact mutarea cal de 7, după care albul va reuși să țină poziția cu damă de 3. Probabil corect era cal G6 ca să blochez diagonala, astfel să nu permit schimbul damelor și în caz că mi-a la B4 să pătrund cu dama pe C2. A jucat cal de 7, ăsta i-a schimbat damele. Finalul se dovedește că poate fi ținut de către alb, deși are momentan 2 pioni în minus. Ușor, ușor îl ia pe 1, tot 2 pioni în minus, dar cu piesele foarte active. Albul se duce mulțumit să ia pionii, un final complet egal. Întrucât finalul e complet egal, nu e clar cine joacă pe cine, deci nu înțeleg exact scopul partidei din momentul acesta. Pentru mine, eu cu negru, hai să zicem că aș mai încerca să joc. Dacă aș reuși cumva să-mi aduc calul înapoi, atunci ar mai fi ceva, dar n-aș face cum a procedat Mircea. El s-a dus cu calul total iurea acolo, unde riscă să fie prins. Nebunul întotdeauna pune problema mare calului în genul acesta de situații. F5, nebun B7. Și acum trebuia să iasă cu calul. Chit că, într-adevăr, el nu putea să iasă. Chit că, de exemplu, joc rege de 3, cal B4, calul de pe B4 nu are câmpurile necesare ca să plece și iarăși îl ataca până se repeta poziția, măcar făceai remiză, măcar știai o treabă. El a jucat rege G7 și a lăsat calul acolo pe E1 să fie prins. Bun. Ăsta îl prinde. Pentru că nebunul ține toată diagonala, cele două câmpuri, regele a prins celelalte două câmpuri, mai să ia cal. Cu toate astea, Mircea se bazează și pe un lucru știut. Faptul că dacă i-ar schimba pionul G3, pionul H2 cu nebunul de câmpuri albe nu se pot transforma pe H8, ceea ce înseamnă că ar fi oricum remiză. Deci Mircea, ca să facă remiză, trebuie doar să schimbe pionul G3. Mutarea corectă, F4. Ghea la F4, rege F6, după aceea rege F5, G5 sau rege F4, nu contează, dacă pot să fac, și atunci este remiză. Dar Mircea nu se încăpățânează. Nu știm de ce se încăpățânează, n-am înțeles exact motivul pentru care s-a încăpățânat. Rege F6 și joacă finalul ăsta, pierzând calul. Nu știu ce vrea Mircea. Mircea a dat o piesă de pomană, nu pot să cred că n-a văzut. Pentru că oricând putea să fie ieșit cu calul și nu-l dădea deloc. Deci dacă voia, era ok. S-a băgat cu regele acolo și acum are în continuare oricum misiunea de a schimba pionul G3. Destul. În partidă albul a jucat nebuna 6 și nu a putut să facă nimica. Pionul din H4 nu poate fi luat, că dacă rămân cu 2 pion pe H2 remiză e. Și albul n-a putut să facă remiză, s-a terminat, n-a putut să facă nimic, s-a terminat remiză.
S-au mai chinuit pe aici, o să revenim și aici, că și aici mi se pare că e foarte interesant. Nu se mai vede notația de fața mea, asta e ghinion, o să mai vedem. Dar vreau să revin la momentul respectiv, unde albul a trecut pe lângă o victorie foarte de studiu, și anume Nebun Fetrei. Cu mult noroc se bucură de faptul că după H4 mutarea naturală urmează G4, iar în caz că bați pe G4, mat pe G2. Asta e destul. Ok. Nu numai că se bucură de chestia asta, după F4 reușește să-i lase pionul de pe H2, să-l pună în țuzvan, să-l forțeze să-și împingă singur pionii, ca după aceea să ia pionul, să vină cu regele la pionul G5, să dea nebunul din C6 când se duce ăsta să facă damă pe H1 și să câștige final. Un prim moment în care ne dăm seama că Mircea a cam exagerat un pic. Bun. Mai departe pe partidă, v-am zis eu că s-au frecat piesele pe aici. Negul trebuie să țină remiză, dar Mircea joacă mai superficial, așa? Ăsta vine și din nou o chestie legată de studiu. Rege E4, atac pe unul din F4, rege G5 să mă apă, Nebun F3 Tuzvan. Rege H4. Se bucură de faptul că regea F4 nu merge, că după G5, iar studiu, remiză. Destul de neplăcut pentru negru că trebuie să ajungă la mutarea 73, să reușească să țină o poziție, să facă remiză printr-o manevră de studiu, atât timp cât el parcă a pornit finalul cu pion în plus. Deci avea cal contra nebun și pion în plus. Deci el de acolo a pornit și uitați unde a ajuns. Noi nu mai atac. Trebuia să piardă și pe varianta asta. Rege E5. G5 se pune singur în țuzvan, nebun undeva. F3 ca să mă eliberez. La nebunia la F3, din nou țuzvan. Dar există rege E4, regea la G4. În caz că joacă F2, mi se pare că se joacă nebune 2, F1, damă nebunia F1, rege G4 și revenim oricum pe varianta noastră. Nebune 2 și la... Nebunia la F3, rege H4 și de aici nici nu mai are nevoie, pentru că am scris acolo, mat în 26, conform table base. O să pun continuarea pe tablă ca să o puteți urmări. Cert este că negul vrea să joace G3 la un dat să scape, numai că nu apucă. Iar ăsta nu ia pionul din G4, că dacă i-ar lua pionul din G4, ar fi remiză. Nu, pionul ăla îl ține acolo, astfel încât să-l pună pe negru în pat, astfel încât negru să trebuiască să joace G3, albul să bată HG3, să schimbe pionul H pe pion G, care câștigă cu nebun, iar când negru joacă H2, să apuce nebunul pe diagonala mare, să nu-l lasă să facă damă, să rămâne cu pionul G în plus. Și culmea e că asta se poate face. Cu rege și nebun, poate să-i taie regele. Negru nici n-are voie să ducă prea departe cu regele, pentru că după aceea pot să iau pionul G4 H3 și să fac damă cu H. Și cu ajutorul table base s-a rezolvat. Am dat aici toate liniile posibile prin care să-l facem pat, ca după aceea să dea G3, cât și cealaltă linie. Am pus direct rege F8 și l-a făcut pat, trebuie să dea G3, nebun de 5 să țină transformarea, am rămas cu pionul G-a, am câștigat. Pe partea greșită a jucat nebun F1, putea în continuare să joace nebun E2, să revină pe planul de mai devreme, ce am văzut mai devreme, a jucat însă nebunia la H3, rege H4, DG4, G5, a luat pionul G și s-a făcut remiză. Au fost cam multe momente. Avantaj din deschidere pentru Mircea, nu neapărat unei super mega teorii, ci pur și simplu s-a descurcat mai bine, a fost mai bun. Următorul moment, să zicem, a fost faptul că n-a reușit aici să convertească avantajul și să pună probleme grave. Am mai avut acest damă la H2 prin care iarăși consider că negru câștiga. Cal G6 ca să nu schimbe damele, deci până acum sunt 3 gafe care nu i-au permis victoria, să ne înțelegem. El ar fi câștigat în mod normal după mutările astea. Și după aceea gafele care, prin care, să zicem, se întinde. Nu dă calul, nu face șah etern sau, mă rog, nu acceptă remiză, dă calul de pomană, nu schimbă pionul G și ajunge în final să fie pierdut prin două linii, într-adevăr, două linii de studiu și două linii, cred eu,
destul de greu de găsit la partidă. Probabil că sunt jucători care dacă la partidă le spui știi de fapt poziția asta, poziția asta se câștigă, probabil că Marin Maestri nu ar fi neapărat așa convinși la prima vedere. Dacă le dai timp, probabil că vor găsi cum să te pună la să te pună în pat cu regele ca după aceea să te forțe să se joci ghetări. Vor găsi ideea, dar nu la prima vedere. Ce am văzut din partida asta, am văzut cum se puteau duce pe apa sâmbetei și mai multe puncte. Nu numai că a distrus poziția cu Shirov și deci practic a pierdut un punct întreg, el fiind câștigat, da? El a fost câștigat, dar a pierdut. Și aici s-a străduit, a făcut tot posibilul ca dintr-o poziție super câștigată, că am văzut că a avut trei momente în care a fost super câștigată, s-a chinuit să o piardă. Deci efectiv s-a chinuit să o piardă, n-a reușit și, a reușit și până la urmă a ținut remiza, dar care totuși nu este un rezultat bun, ținând cont că a fost câștigat în mare parte din partidă. Și cât de nasol era, cât de rău era, dacă mai ieși făcea asta continuările de studiu și pierdea și partida aceasta. Clar pierdea nemeritat pe baza unor încăpățânări. Asta, aici mi se pare că a început să exagereze în momentul în care și-a lăsat calul ăla să fie prins. Mi se pare că nu a procedat cum trebuie. Mi-aduce aminte că și eu am avut o partidă la Arad anul acesta cu unul care m-a enervat pentru că toată partida a încercat să-mi schimbe piesele să mă facă remiză. Și m-a enervat chestia asta pentru că făcea special să schimbe piesele. Până la urmă am jucat eu liniștit, am reușit să-l depășesc, am avut avantaj, am ajuns într-o poziție câștigată, am sfeclit-o și finalul în care s-a ajuns nu mai puteam să-l mai câștig, dar am putut, îl forțez pe ăsta cât pot. L-am forțat cât am putut și la un moment dat am început să stau și mai rău. Și am forțat în continuare, deși stăteam mai rău. Și am avut mare noroc că m-am scos, dar am primit vreo două lovituri tactice una după alta de nu venea să cred. Și singurul lucru pe care mi-l spuneam, de ce m-am încăpățânat să încerc chestia asta? Mai bine mă mulțumeam cu egalitate. Nu, dar m-am încăpățânat să continui partida și mi-am făcut numai probleme. Așa și Mircea. Mircea practic nu a dat remiză, că a vrut să joace finalul, dar a jucat finalul într-o... S-a dus într-o direcție total greșită. S-a dus într-o direcție în care nu mai avea un cal. Numai el putea să pierdă. Iarăși se puteau pierde puncte. Țineți cont că a pierdut 50 de puncte. Alea 50 de puncte se regăsesc în parte de genul ăsta. Pentru cei cu lecția mutarea 17, țineți minte. Bun. Și acum o să mai vedem câteva de-a lui Mircea. De data asta în meciul cu Austria, exact aceeași catalană. I-a luat din nou perechea de nebuni. Mircea, foarte bine. Blocarea centrului nu poate fi făcută chiar așa de ușor. Pentru cei cu teme, evaluarea aici și plan de joc pentru alt, deci nu pentru Mircea. Vom vedea și pari, da? Calfe 3 ca să vină la E5, B4 ca să vină cu un atac pe flancul dummy. Obiectiv negru nu prea are spațiu, ce-i drept. Și are slăbiciunea de pe E5. Dar cu toate astea, în timp, el poate să creeze șanse foarte mari pe flancul regelui, acolo unde poate să vină cale 4, G5, G4, H5, H4, să pună mari probleme tactice. Nebunul slab de pe C8, de obicei are două câmpuri pe care poate fi dezvoltat, fie cumva reușește să scoată pe A6, printr-un B6, fie dacă nu metoda mai cunoscută, culmea, D7, 8 și H5. Nebun de 7 a jucat, ăsta a venit peste el să-l atace, să-l distrugă, prilej foarte bun pentru Mircea să iasă pe contrajoc, pionul din A4 se va dovedi slab, pionul din B7 este și el slab, dar ușor de apărat. Mircea presează, îl apresează, nu știe cine vrea, cine joacă la câștig, nu înțelegem nimic. Mircea se duce mai departe să facă planul de care am zis mai devreme, să pună și el ceva presiune. Calea de 7 o decizie total ciudată, că nebunul ăla nu valorează nici măcar un pion, dar albul are și el ideile lui. Mircea se apără în corți, H5 ca să păstreze în continuare tensiunea pe flancul respectiv. Acum, una dintre marile probleme este că, așa cum v-am spus, la fiecare calitate de atacă se poate dovedi o slăbiciune. La fel și aici, nu uitați că Mircea este cel care a încercat deschiderea flancului regelui, lucru pe care îl va regreta cumva, întrucât deschiderea coloanei H va fi folosită de către alb. Nebunia E4,
Calfe4 a schimbat toate piesele și în momentul acesta regii sunt puțin în nesiguranță. Parcă regele mai în nesiguranță este regele negrului. De asemenea, există cele două slăbiciuni, A4 și B7. Deci, regele și slăbiciuni. A4 cu B7. Și să vedem cum se leagă cele două. Le pun aici ca să se vadă. Regele rămâne în continuare slab. Pionul la fel. Pionul de pe E6 se dovedește că poate fi atacat. Mircea nu clintește. Rege G3 tot ok. Dama 2. Nici albul, nici negru pare că nu fac nimic. Și acum albul negru joacă mulțumit turnout. În momentul ăsta se naște posibilitatea să profităm de care? De slăbiciune. Slăbiciune turnea la B7. Dama E6, să profităm și de rege, doar că nu este decât șahetă. Rege H7, dama F5, mi se pare, și e șahetel, nu se poate mai mult. În partea asta a jucat turn B1 la loc și acum Mircea a greșit, a jucat turn H8, moment în care turn B7 devine posibil. Turnia B7, dama B7, dama E6, nu mai există posibilitatea de tură F6, cum a făcut în varianta precedentă. Dama E5 șah, ia turnă pe H8, albul rămâne cu avantaj. Ce se vede foarte ușor pe partea asta este că Mircea de data asta a scăpat cu remiză. Deci, încă un posibil cât se pierde, nu știu, nu dau seama, habar n-am, nu știu cât ar mai fi pierdut la elo dacă pierdea poziția asta în loc să fi făcut remiză. Dar se mai pierd câteva puncte la elo. Iarăși, nu pot să-mi dau seama. Într-adevăr, există momente în care pierdem la elo, dar aici poate, spre exemplu, a fost un moment în care Mircea a câștigat la elo, pentru că el putea să pierdă baia. Dar a avut noroc. E normal, atâta timp cât ai și ghinion, să ai și noroc. Deci nu, astea sunt absolut normale. Și cumva el cred că a câștigat la elo în partea asta, în timp ce adversarul a pierdut elo, pentru că în loc să câștige o poziție câștigată, a făcut o remiză. Ghinion. Multe astea cu ghinion, că au fost alegerile și na, s-a revenit în prim plan. Bun. Pe partea cu Schizco, o să mă duc direct unde am nevoie. S-a jucat, o să pun totuși partea ca să se vadă, dar o să nu o să comentez, mă duc la unde am eu nevoie. S-a jucat o spaniolă, Mircea este cu albul, o să întorc tabla. Nu știu teorie să vă spun aici. Pion W pe E, Mircea foarte frumos ia spațiu, mi-a plăcut foarte mult cum a jucat pe flancul damei, chiar a fost interesant, toată partea a jucat pe flancul damei foarte mișto. Ăsta este un punct în care cei care au dorit tema trebuie să facă o evaluare și un plan de joc. Nu țineți neapărat cont de cum a jucat Mircea, pentru că nu trebuie neapărat să uitați la cum a jucat Mircea. Noi vom vorbi după aceea în particular cu alte propuneri. Cal de 2 să intre la C4, pionul C4 acum se va dovedi slab, reușește să-l atace Mircea cu toate piesele posibile, are 4 piese contra 3 și, bineînțeles, pionul pică, albul obține avantaj. Cal F3, negru de disperare caută ceva contra șanse, cal F6, planul lui ar fi să vină pe H5, ca după aceea să intre pe F4. Și Mircea ar fi trebuit să vadă asta, că n-are altceva. Cal A5, BA5, tură C4 în damă și acum era momentul în care trebuia să prevină cal H5. Ca să prevină cal H5 trebuia să se joace F4. Mircea n-a fost dispus să renunțe la pionul ăsta, nu mă întrebați de ce. Trebuia făcut instantaneu. Pionul ăla nu valorează nimic, oricum e dublu, în timp ce dacă îți vine cal H5, cal F4 sunt probleme. El a jucat tură C6, sta cal H5, rege H1, cal F4 în damă, calul stă foarte periculos pe F4, turn D8 ca să intre și cu tura pe coloana D, turn G1, cal H3 în tură, dacă dau tura pe coloana G, urmează tură D1 cu aproape mat, F4 bună, ca să dea în calul din H3, încearcă să-l forțeze pe negru să bată pe G1, moment în care scapă de calul ăla din H3, care e problematic, și dintr-o dată Mircea se trezește cu turn de 3 surpriză, nu poate să ia tura, cât urmează calea la F2. Șacam. A avut noroc cu damă E2. Și acum, la jocul cel mai simplu, calea la F4 urmat de damă F7, probabil că negru ține remiză. În paridă, a greșit, a jucat damă H4, iar după turn C8 șah, turn C7 șah, a avut mutarea bestială turn G2, prin care reușește să mențină avantajul.
se amință dama G4 în anumite cazuri, de cal F4 și cumva reușește să scape albul. A avut puțin noroc. Dama de 8 încep pe legătură, a scăpat de tura de pe D3, ăsta până la urmă i-a luat tura, dar nu mai conta, că practic nu mai există niciun fel de contrajoc și Mircea a câștigat finalul. Din nou o poziție care foarte ușor s-ar fi putut termina remiză. Încă jumătate de punct distribuită, să zicem, aiurea de la unul la altul. Că după cât vedeți, Mircea a pierdut cu Shirov deși era câștigat, a făcut remiză cu Pelletier deși era câștigat, dar după aceea a fost pierdut, habar n-am să vă spun, a pierdut, a câștigat, cu Dragnev a făcut remiză, dar era pierdut, cu Schizko a câștigat, dar era remiză, mă rog, era egală, nu neapărat remiză, că se mai putea juca. Genul ăsta de accidente se întâmplă. Mai avem Kukuzubov. Asta este dură. Asta este dură. Din nou o să pun partida fără să comentez foarte mult pentru a ajunge la momentele care mă interesează pe mine. S-a jucat o catalană. Astea le puteți vedea în principiu. Le dați ușor, ușor și vedeți exact partida, dar fără comentarii, pentru că nu mă interesează strict momentul acesta al partidei pentru tema aleasă de mine. Așa, nebun de 7 să schimbe nebunul, cal de 7 bine și acesta este un moment în care am putea face o evaluare și un plan de joc pentru negru, posibil chiar mai bun decât a făcut Mircea în partidă. Cal de 5... Mircea iarăși are avantajul pe rechii de nebuni. Probabil trebuia să joace B6, să încerce să-i țină la cal de 5, damă de 5, clar arată bine pentru negru, iar dacă nu mi-l ia, joc nebun B7 și am amenințări de nebun A6, care îmi fură o mutare suficiente ca negru să nu pățească nimic. Altfel, albul vine, F4, F5, dar nu pățește nimic. Cal C2, C6, Mircea a betonat pe aici, a mai luat spațiu pe unde a putut și acum trece la blocarea efectivă a poziției. Reușește să blocheze poziția, ăla nu atacă neapărat foarte bine. Damă 8 profilactic ca să țină câmpul H5 de damă. Mircea vede o tură, îl forțează schimbul, încă o piesă. Bun. Damă cal contra damă nebun, se presupune că colaborarea damă cal este mai bună, dar întotdeauna damă cal sau turn nebun, deși sunt considerate mai bune, sunt pur și simplu legate de alte aspecte, nu neapărat de că ele există. Calul din E3 nu este mai bun decât nebunul din H4, ceea ce înseamnă că nu are cum damă cal să fie mai bună decât damă nebun. Dacă întâmplător calul din E3 era mai bun decât nebunul din H4, atunci da, puteam zice de o cooperare mai bună, dar altfel nici nu contează, astea sunt fițe. Damă cal însă sunt foarte periculoase atunci când atacă regele, asta clar. Iar damă nebun sunt periculoase în pozițiile deschise. S-a mai jucat pe aici, s-a frecat. Negul are o slăbiciune pe A4, doar că nu poate fi luată, deoarece de obicei negul obține suficientă compensație. Mircea știe asta, lasă pe omul la priză. Până la urmă face mutarea B5, care zău că n-am înțeles-o. Întrucât știa că pionul din A4 este de neluat, trebuia să-l lase acolo. B5 cumva s-a slăbit un pic. Scopul lui a fost însă să joace B4, astfel încât să mai schimbe din pion. Poate iarăși trebuia să rămână așa, că oricum prindea suficientă compensație dacă îi lua ăsta vreun pion. S-a mai deschis puțin șocul. Negrul nu are probleme, dar trebuie să fie atent, pentru că la un moment dat albul va lua pe A4 și va trebui să genereze suficient contrajoc. Și joacă el pe aici, se chinuie, nu știu ce, să-i ajungă cumva nebunul în joc sau să ia pion. Ăsta intră și el cu dama pe spate pe aici. Îl dă pe ăsta. Rămâne în continuare cu un pion în plus. Țineți cont că, practic, dacă poziția se va termina de miză, albul a încercat, în timp ce negru săracul trebuie doar să se apere. Dar reușește să se apere, 3-3 în continuare, nu e problemă. Damă de 1, damă H7 și aici ajungem la mutarea, cât e, 50. Moment în care mutarea care face remiză este rege F8, pentru că nu are pe unde trece. Și aici deja mi se pare că parcă mai aveam și altceva mai bun pentru negru, nu mai țin minte exact, dar cel puțin remiză, că asta mă interesează. Și la un șac pe H7, în loc să se ducă pe F8 să facă remiză, se duce pe E8 și din cauza faptului că îl... A, nu, stați, scuze, îmi cer scuze, aici e momentul.
Aici e momentul când mai aveam în continuare posibilitatea de remiză. Deci suntem la mutarea 52, deci nu la mutarea 50, dar acolo putea doar altă remiză. Aici aveam mutarea rege de 8, astfel încât să genereze contrajocul nebun C5 și îl ține remiză. El însă a jucat la mutarea 52 damă G4, ăsta e dat H5, a jucat rege de 8 după aceea ca să se acfițeze, prea târziu, întrucât n-a putut genera la timp contrajocul, a cedat. Deci el a jucat 53 de mutări a jucat negru, creșind la mutarea 52 s-a dus pe apa sâmbe din toată partida. E mincea pârligras mai slab pentru că nu a reușit să găsească la mutarea 52 o apărare? Nu, are aceeași valoare, la fel de bine joacă șah, numai că pe partida asta a sfeprit-o și asta l-a costat punctelul. Ei, gândiți-vă câte partide de genul ăsta ați distrupt totelo, lejer. Găsiți în cariera unui șahist să-i găsesc suficiente momente în care se întâmplă chestia asta. Bun. Ca un învățământ, așa să zicem, ce trebuie să facem, este să înțelegem că genul acesta de accidente există, că se întâmplă tuturor și să nu facem așa mare tam-tam pe el. Se mai întâmplă. Se mai întâmplă să zici, am fost câștigat, dar am făcut remiză sau am pierdut. Aoleu, aveam remiză, dar am câștigat la un tempo. Chestiile astea sunt normale și nu trebuie să vă faceți sânge rău din cauza lor. Bun. De asemenea, am mai discutat și faptul că, deși poți să fii pregătit teoretic, mai dai de unii cazuri și mai bine pregătiți teoretic, deși calculezi bine, dai de unul și mai bun și tot așa, voi încercați să vă creați pe voi ca jucători buni, pentru că adversarii nu-i puteți controla. Dar dacă tu ești un jucător suficient de bun în mintea ta, te poți pune să te bați de la egal la egal cu cine întâmpini tu în turneu. În caz că jucătorul este mai bun, e posibil să pierzi. Dar trebuie să dovedesc. Și cam asta trebuie să cereți de la partele cu jucătorii buni, ca ei să fie nevoiți să vă dovedească că sunt mai buni la teorie, la tactică și la strategie decât voi și că doar așa vă pot depăși. Un noroc. Cam atâta pentru astăzi. Rămâne să ne mai auzim și pentru săptămâna viitoare. La revedere!